Se modifică schema de vaccinare. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a anunțat că va urma și o a patra doză de vaccin. Persoanele cu răspuns imun scăzut vor face prima schemă de vaccinare cu 3 doze, urmând ca după cel puțin 6 luni să facă și a patra doză de vaccin anti-COVID. Această situație a creat o serie de controverse, iar mulți oameni care s-au vaccinat până în prezent nu au de gând să urmeze această schemă de imunizare. Nu trebuie să o mai facem! Eu așa zic. V-ați vaccinat? Da, eu m-am vaccinat. În martie. Și ați făcut a treia doză? Nu. Dar pe a patra ați face? Nu. Nu mai fac. A voastră v-ați vaccinat? Da. Dar numai cu două doze. Și dacă va fi nevoie, o veți face și pe a treia sau pe a patra? Nu știu. Să vedem. Pacienții oncologici, pacienții post-transplant, persoanele diagnosticate cu HIV și persoanele vârstnice sunt cele care vor avea nevoie și de o a patra doză conform specialiștilor. Și a patra, acum am auzit, hai că a treia, nu, să zicem, cu cât că ce aia avem dubii, adică faci un vaccin, faci două, faci trei, faci patru, faci cinci, ce aia e? Înseamnă că e mai nimic. Campania de vaccinare nu se rezumă la administrarea a doar două sau trei doze de vaccin anti-COVID-19. Urmează și o a patra doză de vaccin care vizează persoanele cu un răspuns imun scăzut, anunța săptămâna trecută președintele Comitetului Național de Vaccinare, Valeriu Gheorghiță.